Salutare, prieteni! Astăzi vreau să schimbăm uleiul la motosapa Honda. Nu-i schimbat de aproape un an. Honda e un Mack McAllister. Îl am de vreo 8 ani. Și uleiul îl schimb cam în fiecare an. Pentru asta am pornit în prealabil motorul. S-a încălzit un pic. Aici e bușonul. Așa. Îl vom înclina. Sper să nu dau pe jos. Normal intră cam 5-600 de grame. Uitați, se scurge. Acum nu trebuie chiar până la ultimul gram, pentru că îl schimbăm destul de des. Așa. S-a scurs. Bun. Na, e negru, am lucrat. Na, se vede, am lucrat cu el. Și acum am luat ceva pentru motor în 4 timp de la Garden. Lui se recomandă din fabrică 10W30. După cum vedeți, ăsta îi. Pâlnia nu o deținem, așa că am improvizat. Să vedem ce reușim să facem. Cred că mai mult o fi pe jos. Hai că până la urmă merge. Mai și pierde, mai... Bun. Așa, o să încerc să îl las pe spate. N-ar fi o idee rea asta. Sper să nu vărs uleiul ăsta. Acum mi-a venit ideea să îl lăsăm pe spate. Să vedem. Merge mult mai bine. Așa. Cel mai important la un motor e să schimbați uleiul. Nu contează cât mai des, că e motocultor, că e atomizator, că e tractor, mașină. Să schimbați cât mai des uleiul, pentru că asta e viața unui motor. Și nici nu aveți probleme. Nu se face uzură la cilindri, la pistoane. Așa, cred că am pus mai mult, dar când o să-l... Așa, când o să-l punem înapoi, o să curgă surplusul. Înfiletez asta ca să-l... Așa. Îi punem înapoi piciorul. Acum să vedem dacă e la nivel. E peste. Lăsăm să curgă surplusul.
se curgă încă. Îi băgăm doar benzină de 98. Hai că îl înclin un pic să curgă mai. E la nivel acum. Îl șurubăm. Așa. Căutăm o cârpă. Așa, cu perete de pantaloni mai rea. Așa. Ștergem asta și acum încercăm să-l pornim. Așa. S-a pornit, merge frumos. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Mulțumesc!